Acum îmi doresc ca oamenii ăștia care vin dintr-o țară civilizată, zic eu, Da. ținând cont la ce se întâmplă la noi, să facă o strategie bună și să facă o treabă bună. Din câte știu eu, vor pune accent, foarte mare accent și pe academie. Da. Și pe echipa a doua, vor să reînființeze echipa a doua, din câte înțeleg. Da, asta vreau și eu să zic, că vor să face și această echipa a doua, care cred eu că este benefică pentru acei jucători tineri, mă refer în special la cei de under 19 care termină junioratul și de fiecare dată trebuie să plece împrumut, dacă nu poți să rămână la echipa mare și nu li se dă șansa mereu să joace, pentru că e normal ca o echipă să-și crească proprii jucători, chiar dacă sunt de valoare apropiată cu cei care vin împrumut. Vali, tu i-ai văzut destul de bine de-a lungul timpului, ai fost în două perioade la Dinamo. Te întreb altfel, cum a reușit Dinamo să producă tineri de valoare, deși condițiile din academie sunt aproape de zero? Da, este un merit, acum trebuie să spunem și lucrurilor pe nume, un merit principal pe care e Gabi Răduță, șeful centrului, fostul șeful de care a fost îndepărtat. Care a plecat, da, nu știu dacă a fost îndepărtat. Probabil a plecat de bunăvoie, simțim că nu-l bagă, că nu-i se dă atât de multă atenție. Dânsul a făcut o selecție extraordinară, mă refer la jucători care sunt aduși din alte județe. Și cu terenul acela sintetic pe care jucau, oricând era un risc destul de mare ca jucătorii să se accidenteze, da, a reușit să capaciteze antrenorii și jucătorii să facă performanță și au reușit să joace an de an finale sau să câștige. Tu ești un jucător, putem să spunem, deja la maturitate consacrată, ai avut contracte pe bani mulți. Având în vedere că s-a schimbat acționariatul la Dinamo, putem spune că acum ți-ai negociat un contract pe măsura valorii tale? Pentru că se știe, până acum la Dinamo ai jucat mai mult pentru numele clubului decât pentru banii care ți intrau. În prima perioadă, când am semnat cu Dinamo, eu am avut două precontracte făcute cu alte echipe. Așa. Și aveam bani la semnătură mai mult și salariu mai mare. Când am auzit că este vorba de Dinamo, am reușit să rup aceste contracte și am semnat cu Dinamo pe un salariu mult mai mic. Cu cine aveai precontractele? Petrolul și FC Brașov. Petrolul fiind echipa orașului tău? Orașul care, da, echipa care am crescut de la 7 la 21 de ani, 20 de ani. Da. Nu am mai avut o înțelegere cu ei. Am zis că nu și că mă duc la Dinamo pe un salariu mult mai mic, pentru că am crezut eu că acolo mă voi dezvolta mai bine fotbalist și aveam multe șanse să joc, pentru că era o reconstrucție a lui Dinamo care trebuia să facă din mers. Da. La Petrolul lucrurile erau stabilite, erau jucători consacrați, erau calificați în Europa și am crezut eu că nu o să am șanse multe să joc și că nu voi putea crește ca fotbalist. Bun, revenind la întrebarea mea, că am deviat un pic, ai cerut acum să ai un contract serios din punct de vedere financiar dacă prelungești cu Dinamo? Acum da. Și ți-a fost acceptat? Nu mi-a fost acceptat. Rămâne să vedem zilele astea. Pentru okay. că discuțiile vor începe de astăzi. Mi-am spus că vreau să stau puțin în vacanță. Da. Am stat 6-7 zile. Mai am o zi sau două aici. Da. Și dacă se va accepta acea clauză și vom cădea de acord la salariu și la ceva bonusuri de performanță, e tot în regulă pentru mine. Da, te vezi... Nu știu, să stai mai mulți ani la Dinamo, pentru că dacă se formează o echipă care să se rupte la play-off și tu să ai un salariu decent, mă gândesc că, vorba aia, ai putea să te retragi de la Dinamo, nu? Da, de ce nu? Deci dacă mă țin picioarele și am un joc bun, până acum, mulțumesc Dumnezeu, la 31 de ani, n-am avut nicio accidentare, e posibil să mă retrag la Dinamo dacă voi avea rind de joc și simt că voi face față. În momentul în care voi simte că nu pot să fac față ritmului de la Liga 1, voi ridica mâna și o să mă duc acasă la familia. Știai că ai depășit bariera de 100 de meciuri pentru Dinamo Liga 1? Nu. Ai 101 nici meciuri. Nici nu știu câte meciuri am în Liga 1. Nu m-au pasionat niciodată cifrele. Pentru Dinamo ai 101 meciuri în Liga 1. Ce înseamnă cifra asta? Putem spune deja că ești un jucător important din istoria clubului? Nu putem să spunem asta, pentru că nu am ridicat niciun trofeu. De fapt, trebuia. Am participat și eu la acea
acea cupă a ligii, dar da. Între timp am plecat după prima semifinală și nu am pus mâna nici măcar pe o medalie, măcar de la Decathlon. Nu mă consider. Sunt un jucător care a reușit să joace 101 meciuri la Dinamo, atât. Da, poate de acum încolo vă veți lupta la trofee. Zi-mi altceva, cu noua conducere ai apucat să vorbești cu spaniolii? Nu. Dar probabil dacă ei își vor da acceptul. Din câte știu eu, a făcut o analiză asupra mea. Da. La nivel fotbalistic și cred că împreună cu staful, cu Nea Gigi și cu Nea Cornel, probabil și-au dat acceptul sau își vor da acceptul să se negocieze cu mine. Sau să finalizăm asta. Da. A apărut în presă și varianta ca Budescu și Denis Alibek să fie transferați la Dinamo. Având în vedere ce s-a întâmplat în ultimii ani la Dinamo, mie mi se pare science fiction. Tu cum vezi informația asta? O văd la fel ca tine. Pentru că din moment ce un om vine și cumpără un club și trebuie imediat să bage o anumită sumă de bani destul de mare pentru România doar ca să se ajungă pe zero, nu cred că vor face pasul atât de rapid să investească undeva la, nu știu, suma de transfer la Alibek, mă gândesc că e mai mare de 1 milion de euro, iar la Budescu am înțeles că e o clauză de 800.000. Da. Nu cred că vor face acest pas să dea 2 milioane foarte rapid pe niște jucători extraordinari din România, dar care vor veni pe salarii mari și să, nu știu, eu cred că au o strategie mult mai bine pusă la punct decât ce se speculează în presă. Deci ți s-au părut serioși din ce ai auzit până acum că au făcut în club, să înțeleg? Din ce am auzit eu, discuții de o lună jumătate până să preia clubul, cam ce am auzit atunci, asta au făcut și zilele acestea și cred că în continuare vor face exact ce știam eu acum o lună și jumătate. Ce știai tu, ce înseamnă? La ce buget ar trebui să ne așteptăm pentru sezonul care vine? Nu mă refer la sume pentru că nu știu. Okay. Doar la strategie, la ce vor să... Strategia pas cu pas. La noi, România, de obicei, oamenii spun că fac lucruri mărețe și când nu reușesc să le fac, încep să o ia în jos, spun că nu a fost strategia cea bună. Nu. A Dinamo acum nu mai e cazul să dai greș. S-a dat greș de două ori. Acum trebuie doar să urce dacă vor să... ca Dinamo să fie din nou în față. Din punctul tău de vedere, ce îi trebuie lui Dinamo în acest moment pentru a fi sigur? Hai să nu vorbim acum de cupe și campionate, hai să vorbim de calificare în play-off în primul pas. Ce ar trebui să facă Dinamo ca să ajungă în play-off? Să se aducă jucători de valoare, în primul rând. Să mulți facă jucători? Păi trebuie să faci, ca să te bazi la play-off, îți trebuie și la cupă, că e un drum ușor către Europa. Da. Trebuie un lot echilibrat, undeva la, după părerea mea, 25 de jucători, dintre care 18-19 cu experiență și valoare, încă 6 juniori foarte buni care să facă față nivelului ligii întâi, plus sunt câțiva juniori care trebuie ținuți lângă echipă să crească pentru viitor.